Eu eram nemulțumită că iubitul meu nu știa aia. Deci era o listă din asta nesfârșită și îmi spunea, tu crezi că cineva vreodată va face asta? Și am spus, da, tatăl meu știa toate lucrurile astea. Și mi-a zis, câți ani aveai tu când tu te-ai uitat la tatăl tău că făcea toate lucrurile astea? 5 ani! Păi normal că la 5 ani... Cu condiția de atunci era ușor. Expresia mi se părea că se pricepe la toate și mi-a zis, va fi imposibil să găsești pe cineva care știe toate lucrurile astea. De aceea sunt importanți prieteni, îți găsești lucrurile cele mai importante de care ai nevoie și fără de care nu poți să funcționezi într-o relație și prietenii îți vor suplini celelalte lucruri. Deci nu doar că nu suntem responsabili de fericirea celor din jurul nostru și s-ar putea să ne luăm hate pentru afirmația asta, nu suntem... Singurul fel în care poți să faci un om să simtă ceva în mod direct este dacă îi faci rău fizic. Andreea, hai să rămânem un pic pe serotonină, te rog frumos, că pari genul. Pari genul care? Cam multă serotonină? Și e foarte bine, pentru că e ceea ce te ține în moment. Și cred că e o componentă foarte importantă a fericirii, să fii în moment. Sunt studii care spun că 40% din timpul nostru noi stăm cu mintea în altă parte, în alt loc, la altceva sau la altcineva decât momentul. Și gândește-te cât dormim pe lângă ăștia 40%. Probabil că mai dormim încă 40%, deci stăm în viața noastră doar 20%. Deci a fost un studiu la Harvard pe care l-au făcut și exact despre asta se vorbea, că noi practic în jur de 20-25% suntem prezenți în viața noastră. 40% în altă parte, 40% dormim și restul trăim... Autopilot. Și... Exact. Cum să ne... să ne aducem în moment? Cum să ne aducem mintea aici, unde ne e și corpul? O să spun ce a zis și Paul mai devreme, conștientizare, să fii atent tot timpul la ce ai în minte. Mi-aduc aminte că venisem din India și am făcut un interviu pentru o revista Viva, unde și lucrasem și mă știam foarte bine cu cei de acolo. Și interviul a durat cam vreo 2 ore și nu m-am atins de telefon. Mm. Și colega mea, Luana, cu care lucram la momentul respectiv, mi-a zis, băi, ce s-a întâmplat cu tine? Nu ai pus niciodată mâna pe telefon, tu erai agitat, aveai 2 telefoane, laptop, agenda, erai în continuu. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu te recunosc. Pentru că am învățat să fiu atentă la omul respectiv și să fiu conștientă de toate gândurile care mi-apar, pentru că atunci când stau de vorbă cu tine sau cu tine, îmi aduc aminte, aoleo, mâine dimineață trebuie să mă trezesc de vreme și uite că acum s-a făcut târziu și cât o mai dura podcastul ăsta și eu mai am de făcut atât de multe lucruri și, dar stai puțin, că ce ai zis, Mihai, că n-am fost atentă, cum? Știi, și mintea ta este și acolo, nu reușești să rezolvi absolut nimic, dar nu poți să te asculti nici pe tine. Deci, practic, consum și mai multă energie. Și atunci, ceea ce am învățat să fac, și nu este ușor recunosc, este să fiu mereu atentă la ceea ce se întâmplă, la discuția cu tine, la felul în care pun mâna pe această cană, cum se simte, e un pic rece, suprafața e netedă, mă uit la tot, simt temperatura din încăpere, mirosul, absolut tot, lumina, sunt atentă, pentru că noi am ajuns să nu mai fim atenți, mergem pe stradă și nu știm ce se întâmplă în jurul nostru. Există exerciții care te pot, pentru că mi se pare că obișnuințele astea deprind greu. Există foarte multe exerciții. Mi-aduc aminte că m-am întors din India și eram extrem de atentă la felul cum în care... să fii prezent în moment. Și am luat toate lucrurile, m-am grăbit, mă duceam spre birou, eram îmbrăcată în alb și aveam o sticlă de shake. Și nu știu cum am plecat și am vărsat toată sticla de shake. Eram foarte agitată, foarte grăbită. Și m-am oprit, am dat un pas în spate și m-a bușit râsul. Pentru că mi-am dat seama că nu eram prezentă. Eram atât de agitată să ajung undeva repede, încât nu am putut să fac asta. Exercițiile pe care poți să le faci sunt exerciții de respirație, pentru că respirația te ajută să fii prezent. E o ancoră extraordinar de bună. Pentru că respirația... Consultați episodul cu Andreea Raicu, respectiv episodul cu Paul Olteanu, în care vorbim despre asta. Da, respirația e o acțiune care se întâmplă acum și se termină tot acum. Senzațiile din corp, pentru că și corpul nostru este prezent și ne conectăm la el, și senzațiile și sunetele din jur. Eu la asta cu senzațiile din corp vreau să vă dau și un pic de research, că normal. Să fac și eu. E o doamnă neurocercetător germană, o cheamă Tania Singer, ea a studiat mult zona asta de compasiune, empatie și, băi, o chestie foarte tare. Am avut un curs zilele trecute și le-am povestit despre asta și oamenii au zis, nu m-am gândit niciodată, dar are sens. Noi avem în creier 2 zone, una se cheamă cortex insular, una se cheamă cortex cingulat anterior. Doamne, sunt fascinată, deci pur și simplu sunt fascinată de memoria ta. Multă repetiție. Pur și simplu, încercam să-mi aduc aminte de o carte, titlul unei cărți despre care vreau să spun și îmi era așa. Dacă asta face toată ziua. Deci este incredibil.
Andrei, ok, nu trebuie să fim toți la fel, să știi că noi te apreciem așa, așa cum, exact, cum ești. Cu corp. Mulțumesc, cu corpul, da. E, și cu ce povestea Tania Singer acolo e ideea asta, că dacă faci body scan-uri, meditație de scanare corporală, se activează regiunile astea două, insulă și cortexul cingulat anterior, ACC-ul ăsta, anterior cingulat cortex, care sunt aceleași regiuni care participă la empatie. Deci, când tu stai cu ochii închiși și într-o meditație ghidată, și iară, de ce e util să fie ghidată? Că dacă e ghidată, nu te concentrezi tu pe ce urmează să se întâmple. Asta și e, asta nu ți-are e mintea. E ceva, ai un ghid pe care îl urmezi. Exact. Eu m-am întrebat, bă, dar de ce mă ajută să mă ghideze? Că nu mă mai gândesc eu la ce urmează și pot fi prezent cu ce trăiesc și simt. Mintea ta se duce către voce în loc să se ducă către gândurile tale. Și când faci asta, faptul că simți degetele de la picioare, gamba, genunchiul, temperatură, tensiune și așa mai departe, activează regiunile alea și ca și cum îți duci, ăsta se cheamă Salience Network, nu știu să traduc asta în română, rețeaua prezenței sau cam așa ceva ar veni, și ca și cum îți duci rețeaua asta cerebrală la sală, e, antrenamentul pe care îl faci în meditația de tip body scan e utilă și în zi de zi. De exemplu, eu n-am făcut asta o perioadă lungă de timp, am mers în retreat-ul ăsta în Grecia de care vorbeam în Corfu, am făcut chestia asta plus meditațiile active? Da, ai fost la meditații active? Da, acolo da, acolo am făcut un pic din asta. Kundalini. Exact, și ăla, mamă, ce experiență a fost și aia. Și ce am observat, practic, e ceva ce m-aș bucura ca oamenii să-și ia. Dacă faci chestia asta destul, poți să începi să observi că ai feedback mult mai rapid de la corp legat de tot felul de senzații. Care, modificări. Da, și care au legătură cu ce trăiești în realitate. Gen, întâlnesc un om și pot să simt dacă m-am tensionat. Uite, eu înainte să începem noi discuția, am atașat un sentiment de, băi, suntem trei, e mult de vorbit, cum facem? Corporal simțeam asta. Când am început să vorbim, a apărut relaxare. Și ce te ajută o simți, să... nu? Da! Și ce te ajută să o conștientizezi? Sunt regiunile astea două. Deci, apropo de meditație de scana corpul, asta e una din cele mai mișto lucruri pe care poți să le faci singur dacă vrei să-ți crești empatia. Inclusiv să-ți crești empatia. Nu să fii mai conștient. Nici eu, e research-ul pe care l-a publicat, Andreea? Dar e și logic. Avem o meditație de scanare a corpului pe site, să știi. Știu, deci... andrearaicu.ro. Uite, cum te simți tu? În momentul ăsta? Da, în momentul ăsta. Stai să închid ochii să mă gândesc. Știi, pentru că oamenii vin și spun cu mintea. Eu mă simt bine acum. Eu mă simt bine, sunt ok. Pentru nu. Că mintea are niște sertărașe. Exact, eu mă simt bine. Și atunci întotdeauna. În sesiune spun ok, închide ochii și încep și respiră. Facem o respirație abdominală și atunci cumva îi duci către corp și încep și scanez cu corpul și zice acum simt o tensiune în partea abdominală, simt aici cumva ceva care e strâns, simt că mușchii de la spate sau sunt un pic tensionați, adică genul ăsta de abordare. Uite, eu cum mă simt acum, stai să mă gândesc. Simt aici o ca o a contraction. Sunt obișnuită să fac chestia asta în engleză. I feel a contraction here. Dar o am de mai devreme. Dinainte de... Dar te simți mai bine decât în momentul în care ai intrat în înregistrare? Da. Mă simt mai... Păi da, mă asocă să mă simt mai bine. Eu mă simt super recunoscător pentru discuția asta. Am avut emoții la început. Le-am simțit în stomac, știi, ca înaintea unui examen, pentru că e o treabă cumva de ieșire din zona mea de confort cu un singur invitat. Abia ce mă obișnuisem cu asta, cu formatul ăsta. Și mi-am dat eu ieșire din zona de confort. Cu doi invitați, două caractere super vorbărețe. Dar să știi că nu, eu când sunt lângă Paul, eu tac, pentru că îmi face așa de mare plăcere să-l ascult, încât sunt ca la gura sobei, știi? Da, îmi place că suntem disciplinați și vorbim pe rând. Dar spune-ne cu tu cum te simți. Tocmai am zis. Păi nu, acum. Gratitudine. Dar cum se simte gratitudinea în corp? Mi-a dispărut senzația aia din stomac și e foarte fain că mi-am lăsat, adică faptul că eu simt niște senzații în corp, piele de găină când ai povestit mai devreme. Sau... energie. Știi, ai văzut că uneori mă ridic când îmi dai niște povești pe care nu le știam. Adică sunt așa pe... savurez. Și mă bucur de oamenii care sunt la masa asta.
Mie ce mi se pare grozav când începi să ai relația asta cu corpul. Eu, uite, aproape că am avut așa episodul sau conversația despre corp. Băi, dar e util, că nu e ceva care te mișcă din punctul A în punctul B și îi dai mâncare și aia. Eu am mai observat o chestie și iar împărtășesc ceva ce trăiesc. Când am o zi sau o săptămână de asta sper încărcată și mai ales la cum arată calendarul în ultima vreme e, efectiv seara stau cu Alexandra pe canapea în living, vrem să ne uităm la un film, băi, și simt tensiune corporală, simt cumva agitație în corp. Altă chestie care poate să ajute e că în momentul în care devii conștient de ce simți, eu practic respirația aia de care am vorbit noi, 5 inspir, 5 țin, 5 expir, încerc cumva să o țin în echilibru. Imediat, vreo 2-3 minute de când încep să am grijă doar atât, mă uit la filmul ăla, dar încep să fac asta, să-mi controlez felul în care respir și mai ales să fie mai profundă abdominală. Și inspirul și expirul și abdominal, dispare din tensiune și băi, eu simt nevoia să zic asta că sunt o grămadă de oameni care or să zic că e prostii, toți știm să respirăm. Bun, știi să respirăm, dar nu în felul care ne face bine, adică toți știm să respirăm cât să supraviețuim. Și cum e, respir superficial, trăiești superficial. Da, da, și vreau să zic ideea asta tocmai că corpul nu-ți dă doar feedback despre ce se întâmplă aici și acum, e și o pârghie cu care poți să afectezi ce se întâmplă aici și acum, imediat. Deci am la un moment dat, am făcut un curs cu Oana Pelea, a fost profesoara noastră de tehnici teatrale și exercițiul ăla în care zice să-ți bagi un creion în gură, să stai așa, ăla în gură, și să fii trist. Bă, nu prea merge. Adică, cum corpul nostru știe că dacă stai, aha, e mai degrabă asocia fericirii și când ții capul sus, când ești trist, stai mai degrabă contractat, colapsat. Plus, când buzele sunt pe spate, nu prea e asociat sentimentului de tristețe, ăla e cel mai bun exemplu care poate să arate că corpul modifică starea emoțională. Nu doar că îți dă feedback despre starea emoțională, e oglindă, e și pârghie de transformare. Da, legat de ce vorbeai mai devreme, am început să fac niște sesiuni de terapie corporală cu cineva din America și eram foarte entuziasmată și am început sesiunea pe Zoom și eram așa și am început să povestesc și mi-a zis stop. Nu, no, stop. M-a pus să închid ochii, m-a pus să fac respirații, m-a pus să fac niște exerciții de respirație și mi-a zis, now you can tell me. Și în momentul în care s-a făcut liniște și am început să vorbesc, m-a bus și plânsul. Mm. Pentru că am avut spațiu și m-am conectat atât de bine la mine, încât am putut să simt toate lucrurile de care am fugit în toată agitația în care eram. Și cumva e ceva ce noi nu suntem obișnuiți și nu ne dăm spațiu să facem niciodată, mai cu seamă faptul că nu ne dăm voie să fim triști. Chiar la un moment dat cineva m-a întrebat de curând, dar tu de ce ești tristă? Nu e ok să fii tristă. Uh-huh. Ba da, e foarte ok, pentru că tristețea face parte din viață. Una dintre emoțiile importante pe care noi le avem și faptul că nu ni le exprimăm, nu ne exprimăm, nu înseamnă că ea nu există. Și da, eu sunt tristă, la fel ca foarte mulți oameni, și mi-asum că sunt tristă și stau cu tristețea până când se consumă. Și cumva îmi doresc foarte tare să vorbesc despre asta, pentru că oamenii își imaginează că cei care apar la televizor sau sunt persoane publice sau care sunt, au un anumit statut, nu trăiesc starea de nefericire sau starea de tristețe. Păi tocmai am vorbit la începutul episodului că toate aceste circunstanțe contează prea puțin. Da, dar am simțit nevoia cumva, să accentuez și să dau un exemplu personal, pentru că oamenii încearcă să facă lucrurile pe care le fac oamenii pe care îi urmăresc și sunt cumva supărați că nu au aceleași rezultate. Băi, cât de mișto e ideea asta. Mai ales într-o cultură de asta super competitivă cum e a noastră, de la cât asta cât a luat colegul, cred că oamenii care au mai ascultat podcastul meu sau și în conversația noastră sau așa, cred că s-au săturat de câte ori zic asta. Dar așa e, știi, adică faptul că te uiți la un om și îl respecti și vezi că are cu precădere o viață dezirabilă pentru tine, probabil e parte din motivul pentru care îl urmărești, faptul că omul ăla nu îți arată momentele de furie, de frică, de tristețe, nu înseamnă că nu le trăiește, ba chiar aș zice și din ce am văzut în rândul clienților ăstora mai C-level, așa mai director general, băi, sunt singur rău oamenește, adică da. E și mai complicat că exact cum descriei tu, trebuie să și keep up the appearances, să proiectezi imaginea pe care oamenii au învățat să o urmărească. Și cu care s-au obișnuit, plus că toți oamenii care fac parte din categoria asta, așa sunt, deși da, eu trebuie să fiu la fel, nu pot să fiu mai prejos. Ca să revin la de unde am început conversația, de unde ai început tu, Mihai, conversația, pe mine asta m-a impresionat când te-am văzut la podcastul lui. Pentru că
cumva, na, din personajul public care popula mintea mea în ceea ce te privește, nu știam altceva și când am văzut că ai povestit cu deschidere despre cum ai trăit, despre faptul că ți-a fost rău, despre abisul de care am vorbit inițial și acum, zic, băi, acum pot să conectez cu omul ăsta, acum e relatable, acum e uman, știi? Uite, e de-al meu. Da, și da. Vreau să dau un exemplu, e tâmpit exemplu după ce am vorbit despre ce am simțit în relație cu episodul vostru, Băsescu, așa a mobilizat oamenii atunci, cu dragă Stolo. Momentul ăla care a mișcat milioane de oameni n-a fost pentru că el era trist că s-a retras Tolojan dacă ar fi fost, ci pentru că în contrast cu o stană de piatră emoțională contra candidatului, el a putut să arate niște umanitate. Și a plâns, dacă țin minte, asta nu? E, dragă Stolo, când l-a luat de... Băi, asta a făcut momentul ăla, adică momentul ăla a arătat umanitate, emoție, care e relatable. Elefantul, creierul nostru... Vulnerabilitate, ca să folosim un alt clișeu Brené. Din aceste Brené, da. Prime episoade. Da, atât, doar ideea asta vreau să o punctez în relație cu exemplu cu Băsescu, că, vezi, noi fugim, știi cum spuneai tu, nu fii trist, nu-ți fie frică, n-ai de ce să fii supărat, n-ai de ce să fii, și le spunem copiilor asta la o vârstă la care noi de fapt ce sancționăm acolo e comportamentul. Eu ce aș vrea e să nu mai plângi, că mă confrunt cu propria mea tristețe, exact, pe care eu nu știu să o metabolizez, așa că oprește-te din plâns. Ca și cu prietenii se întâmplă la fel, te întâlnești cu un prieten și tu ești supărat și încearcă să-ți schimbe starea și dacă nu poate să-ți o schimbe, preferă să nu mai vorbească cu tine. Da. Hai că te sun eu puțin mai încolo, hai de ai grijă de tine. Yes. Pentru că nu se simte bine în energia. Eu am câțiva prieteni pe care știu că nu pot să-i abordez atunci când sunt tristă, pentru că nu se simt confortabil cu starea mea. Și atunci am înțeles că nu pot și îi abordez în alte situații. Bun. Concluzia acestui segment este că pentru a fi fericit, e foarte important să nu-ți ascunzi tristețe, să nu te minți. Nici o emoție, de altfel, asumă-ți să nu ascunzi. E tot. Fix cum spuneai tu, de la emoție e o vorbă care zice the only way out is through. Da. Singurul fel în care poți să metabolizezi o emoție, emoțiile strecătoare, e trăind-o. Și sunt fix, dacă ați văzut Naufragiatul, The Castaway, de exemplu, cu Tom Hanks, omul ăla e blocat pe emoția tristeții. Eu folosesc asta și într-un curs. Nu poate să simtă tristețe. Când moare, de exemplu, soția lui Stan, e colegul lui din avion care are cancer, el nu poate să simtă tristețe și îi dă soluții. Fii atent, cunosc eu un chirurg, vă pun în legătură și o rezolv, zice you can fix it. Și când îl pierde pe Wilson, mingea aia de volei cu care relaționează el pe insulă, naufragiază, pierde tot și pierde relația, și pierde jobul, pierde tot. Și când îl pierde și pe Wilson, e ultima picătură de tristețe. Iar în ocean, când se prinde că nu o să ajungă la Wilson, începe să strige Wilson, I'm sorry. I'm sorry, Wilson. Și atunci s-a desfundat furtun. Da. Și următoarea scenă e cu el pe plută plângând. El nu plânge doar pentru Wilson. Pentru tot ce s-a întâmplat, ce n-a plâns el vreodată în viața lui. Exact. Sunt foarte mulți naufragiați. Doamne, Dumnezeule. Morală. Mai bine plânge acum decât să... Și la fel e și cu furia și cu toate astea pe care le-ai ținut încapsulate acolo, reprimate, și când dai drumul, este ca o explozie. Și legat de fericire, ce simt nevoia să spun este că această goană de fericire nu ne duce nicăieri, pentru că viața nu este o fericire continuă. Viața e formată din momente frumoase și de fericire. Și cineva m-a întrebat la un moment dat într-un interviu dacă sunt fericită. Și am spus că sunt... Când? Acum? I-am spus că sunt împăcată. Pentru că mi se pare mult mai important să fiu împăcată și să am momente de fericire decât să fiu într-o goană după ceva ce este absolut imposibil de obținut. Pentru că nu cred că există o viață. Sau o iluzie a fericirii. O iluzie a fericirii. Decât dacă, mă rog, nu iei medicamente tot timpul. Cum e în A Brave New World. Dacă e un serial maxim merită văzut. Înțeleg că e și o carte, eu n-am citit-o, din păcate, dar am văzut serialul, care e o lume de-asta distopică, în care oamenii sunt fericiți tot timpul, nu mai există atașament, toată lumea face sex cu toată lumea, nu e clar dacă muncesc sau nu, dar oricând se simt rău, iau un medicament. Și sunt super happy tot timpul. Și au o inteligență artificială care guvernează lumea asta, care le creează tot fel de experiențe, petreceri și lucruri de felul ăsta. Și când te uiți, chiar merită privi filmul ăsta pentru cum te simți când îl privești. E o lume... Îngrozitor? Băi, e un sentiment de artificial... care cel puțin, iară, mă gândesc la cum am simțit privindu-l, am avut un sentiment din ăsta de distanță, că știi, e ca la o cafenea sau un local în care când intri e frumos, dar nu e personal. Nu simți the smell of the feel of the place, știi? Exact așa era lucrul ăla. Dar casele arătau super bine, mașinile nu mai aveau probleme, nu mai aveau boli.
dar dispăruse toată substanța asta. Dar să știi că și în lumea reală se întâmplă. Eu am avut un prieten, la un moment dat, o cunoștință, care era veșnic fericit. Era veșnic fericit. Dar el nu era fericit pentru că era fericit, pentru că și impusese să fie fericit, având foarte multe probleme din viața lui, în viața lui, și spunea, a, nu, totul e, nu, asta nu e o problemă, până când ajuns să-și piardă casa, ajuns să-și piardă mașina, dar... Și el era în continuare da, fericit. Da, pentru că eu vizualizez așa, și... fel de naufragiat-o exact, pe invers. Eu vizualizez că acum o să se întâmple lucrurile și dacă... Și spunea mantre dimineața, seara, la prânz, și se peste tot, tot fel de lucruri, primesc de la Dumnezeu. Măi, du-te și muncește, fă ceva happiness cu viața disease. Ta, știi? Exact, exact. Și cumva, încerc să-mi aduc aminte de cum se numește cartea asta de la începutul episodului și nu mi-aduc aminte, ceva cu spiritual... Andreea, mi-o dai pe WhatsApp da, și o pe WhatsApp și episodului. În momentul în care te-ai dus, ai făcut 3 cursuri și ți se pare că ești mega guru și ești super pozitiv, nimic nu mi se întâmplă rău, totul este în regulă, viața mea este în regulă, spui toate mantrele astea de dimineața până seara și cumva nu vrei să vezi care e realitatea. Și când totuși ajungi și te lovești de realitate, atunci e mult mai rău. Bun. Iertați-mă că vă stric petrecerea, mă simt foarte bine cu voi, mă simt invitat la petrecerea voastră și sunt tare mândru că uneori sunt mândru pentru ideile pe care le-am avut și ideea de a vă duce împreună noi ne bucurăm de la această ele, masă chiar a fost, cred că am fost în moment, adică am fost prezent în momentul ăla când am avut-o. Cred că așa acum, toți trei. Da, chiar suntem. Și mi-aduceam aminte, apropo de a fi în moment. Și cred că e foarte important ca să fii în moment, să faci ceea ce îți place. Mi-aduc aminte ultima mea perioadă în care mergeam și făceam emisiune zilnic la televizor. Abia așteptam. Eu mă uitam în monitorul. Știi? Cât mai e. Nu. Pe lângă asta. Mă uitam în monitorul din platou, știi, unde se vedea emisia și vedeam când schimba de pe mine cadrul, camera de pe mine. Puteai să nu mai zâmbești. Nu cred. Și luam telefonul și eu răspundeam pe WhatsApp. Adică eu aveam conversațiile mele din viața reală. Sau mai postam un story pe Instagram. Sau te plictiseai îngrozitor. Mai dădeam like-uri, da. Pentru că eu nu eram în emisiune. Nu era moment, nu te interesa. Nu mă mai interesa, nu mai îmi plăcea. Nu mai îmi plăcea. Amândoi asta cu telefonul pe masă. Pe masă, dar nu am verificat. Știți că în străinătate sau în America e o chestie, atâta vreme cât ai telefonul, înseamnă că you're bored by the conversation. Cât îl ai pe masă și când îl întorci, nu ești bored, dar oricum e posibil să fii bored. Să fii bored. Da, în România când nu ai telefoanele pe masă înseamnă că e o întâlnire de mafioți. Da, să nu te audă exact în geantă. Bun. Și cred că ceea ce avem noi aici e următoarea parte a discuției noastre, care cred că e o componentă foarte importantă a fericirii. Relațiile. Mm-hmm. Cât de important este să ai relații sănătoase în ecuația asta a fericirii sustenabile, cum zice Paul. Relații sociale, relații romantice, relații bune cu părinții în copilărie. Am mai zis-o noi și în conversația anterioară, dar trebuie să aducă iar în discuția asta, că cel mai lung studiu din istoria omenirii, ăla longitudinal, Harvard Study of Adult Development, acolo venim cu datele, știi? Oameni studiați din 1938 până în prezent, unii au murit, le-au luat copiii și nepoții locul în cercetare, care zice negru pe alb, singurul lucru care corelează pozitiv cu sentimentul de satisfacție cu privire la propria viață, de flourishing, e calitatea relațiilor pe care le ai cu oamenii din jurul. Și nu zice cuplu strict. Nu, relațiile, oamenii cu comunitate, care te întâlnești. Comunitate, prieteni, colegi și așa mai departe. Deci, băi, mă bucur, știi, că avem iar ocazia să ridicăm mingea asta la fileu. It's a fact. Mai mult decât atât, avem o aparatură cerebrală veche de 250 de milioane de ani care știe să construiască relații. Mi se pare că, din perspectivă științifică, răspunsul e absolut evident. Eu, dacă mă gândesc la momentele în care trăiesc cea mai multă bucurie și ce populează masa aia de care vă tot vorbesc de la capătul patului, sunt numai poze cu oameni dragi și cu noi în momente în care eram împreună. Adică nu sunt poze cu mine câștigând vreun premiu sau cu lucruri de sau cu, nu știu, vreo posesiune cu materială. Cu tine în costum la 20 de ani. Nici am o chestie importantă când am câștigat un premiu de trainerul anului, unde am simțit eu așa că, bă, I've made it. Mi-am dorit acum 13 ani să reușesc în profesia asta. Dar aia, iară, nu e despre costum. E despre faptul că a fost un payoff pentru foarte multă muncă. Dar în rest, dacă mă gândesc și la vacanțele în care mă simt cel mai bine, dacă mă gândesc la momentele din viața mea care contează cel mai mult și de care mi-e dor într-un fel sau îmi pare rău că nu-s mai multe,
întotdeauna sunt cu oameni de care mi-e drag. Și aici aș pune nota asta de subsol, că una e dacă te vezi cu oameni cu care petrești timp ca să petrești timp, să nu stai singur, într-o formă de anxietate în a sta tu cu tine și întoarcerea aia către sine. Și alta e dacă petrești timp cu oameni cu care uiți cât e ceasul sau uiți că ai telefonul pe masă sau că există telefoane. Și cred că iară e util să înțelegem cât de puternice sunt relațiile din viața noastră pentru noi. Și acum aș zice și o chestie care nu știu dacă e în registru a ce ne întreb Mihai, dar uite, social media și televizorul te face să ai sentiment, te fac să ai sentimentul că ai relații cu oameni cu care n-ai de fapt relații. Faptul că... Și cu care nici măcar nu te vezi, doar asta vezi zic. Ce fac. Asta vorbești zic. Doar despre faptele lor, nu despre ceea ce simt, pentru că asta spune social media. Și pentru că, cu excepția conversațiilor de tipul ăsta, oamenii nu vorbesc despre ce simt. Și nu s-au văzut niciodată. Iată. E foarte posibil. Și în Atomic Habits, în cartea asta a lui James Clear, el zice că sunt trei categorii de oameni care ne influențează foarte tare mindset-ul și felul în care operăm. The many, masele. Dacă, de exemplu, devine mainstream să mergi la terapie sau să practici o formă de cunoaștere de sine, nu, o să fie din ce în ce mai mulți oameni care aderă, pentru că deja marea majoritate e acolo, ca la vaccin, în esență. Și nu mai e ceva în neregulă, nu mai e ceva, nu ești diferit față de... Asta e, când ești minoritar, există puțini oameni care își au niște plăcere, că sunt early adopters, sunt antisistem, sunt antiregul, că sunt și oameni care sunt cablați așa, dar marea majoritate evită. După aia, în afară de many, ăștia mulți, the close, oamenii apropiați, pentru că spasă de relația de atașament cu ei și te influențează părerea lor. Deci mare grijă cumva pe cine primim în cercul apropiat, că au putere inconștientă asupra noastră. Că doar suntem media celor 5 oameni cu care ne petrecem timpul. Inclusiv financiară. E foarte interesantă chestia asta. E super interesantă. Eu am observat-o și în propria viață și în afară de meni și de adică plus, dacă ți-ai schimbat cercul, se schimbă realitatea în care trăiești și logic într-un inclusiv fel. Financiară. În practica mea așa s-a întâmplat, adică mi-aduc aminte când eram cu cei mai apropiați trei prieteni la început de carieră, toți câștigam între 23.000 de lei, ceva de felul ăsta. În măsură ce am evoluat și au și apărut și dispărut diferiți oameni, am ajuns cumva să ne uităm cam la aceleași case, cam la aceleași vacanțe, give or take, de la o perioadă la alta a vieții, dar și cam. Te mobilizează într-un mod diferit. Asta-i te treaba. Mobilizează și nu e neapărat o competiție... Eu fiind invidioasă pe tine, nu, eu, tu mă inspiri prin ceea ce faci și am curiozitatea de a vedea ceea ce faci tu. Ia să încerc și eu. Exact. Și cumva îmi dai energie. Eu când sunt înconjurată de astfel de oameni, pentru că eu îmi doresc să am astfel de oameni în jurul meu, cumva mă simt mult mai inspirată, îmi doresc, am mult mai multă energie în a mă duce și a cunoaște lucruri. Întrebare. Nu par cumva relații din interes? Dacă tu, odată cu, nu știu... Păi tocmai. Dar toate relațiile au un interes. Asta, adică toate relațiile au un interes. Numind elefantul din încăpere, cumva noi suntem niște vietăți care iau decizii tranzacționale. Acum, deciziile astea tranzacționale pot fi conștiente. Adică, nu, dar la România asta, cu ai uitat de unde ai plecat, știi? Tocmai. Asta, aici vreau să ajung. Uite, apropo de a uita de unde ai plecat. Pentru mine e un moment de maximă bucurie să petrec timp cu oameni cu care nu mă mai leagă în prezent decât istoria. Pentru că mă reconect, uite, dau un exemplu foarte concret. Dar care îți fac bine și care cumva și care ai aceleași valori. Nici nu știu dacă mai avem aceleași valori, dau un exemplu, că e mai ușor de văzut așa. Eu, de exemplu, simt nevoia să mă duc la blocul unde am copilărit, cred că am mai povestit eu, ori în conversații particulare. Revizitarea copilăriei. Nu, știu, și eu și în podcast ai povestit, că știu și unde eram când am ascultat asta în parc. Iată. Așa. Și mă duc acolo și mă întâlnesc câteodată cu oameni cu care eu nu mai am lucruri în comun, nu mai avem subiecte de conversație comune, nu din vreo formă de aroganță sau ceva, dar oamenii, nu știu, sunt preocupați de propria lor familie, eu sunt preocupat. Te încarci. Băi, foarte mult și ce mai face, Mihai, foarte util pentru mine, revizitarea asta sau curatorizarea grupurilor în care mă duc, îți și permite într-un fel să simulez, eu am zis asta la un moment dat la o masă privată cu o prietenă și a făcut mișto de mine, am zis că îți permite să simulez diferite versiuni ale vieții. Adică, dacă eu am în cercul meu de prieteni un procuror și văd, bă, cum e viața ta, petrec timp cu el, văd cum arată viața lui, fără să mă fi angajat în parcursul ăsta de viață, eu pot să simulez, dacă trăiesc empatia aia de care vorbeam, în care când el îmi povestește lucruri, chiar pot să le simt, cum ar fi arătat viața mea dacă o luăm pe traiectoria respectivă. Lucru care e foarte interesant cumva și în alegerea carierei. Dacă ai un copil,
mi-aduc aminte cât a contat pentru mine că taică-miu, când avea discuții de afaceri cu oamenii mari, când eram eu copil, bă, mă lăsa să stau în cameră. Nu vorbeam, adică mă jucam, dar ascultam. Și a fost foarte interesant psihologic cumva să văd ce fel de discuții poartă ei, ce e interesant pentru ei, ce e relevant. Nu erau discuții din astea care puteau să mă afecteze în vreun fel, dar nici nu zicea, tu ești la mic, pleacă de aici. Și varietatea asta a grupului de prieteni, eu am prieteni cu care cu fiecare mi-au altceva, exact cum ziceai. Am prieteni cu care mă leagă multă istorie și când mă întâlnesc cu ei simt că reactivez în mintea mea o parte a mea care se atenuează când nu-i mai văd o perioadă. Am prieteni cu care când mă văd e despre soluții la probleme. Când mă văd cu ei oricând pot să găsesc soluții. Am prieteni cu care când mă văd pot să fac tâmpenii. Pot să fac chestii stupide, copilărești, că e genul de grup. Și toate astea sunt părți din noi. Sănătatea psihică, Jung zicea, nu-i părerea mea, e să poți să integrezi toate dimensiunile astea diferențiate. Toate interesele astea? Toate subpersonalitățile, el așa le și zicea. Subpersonalities. Într-un tot unitar care poate să coexiste. Adică eu sunt și frumos și urât, și deștept și prost câteodată. Când mă întâlnesc cu unii prieteni, la diferite teme în discuție, sunt prost. Eu nu mă pricep la lucrul ăla deloc, de exemplu. Și e interesantă, cum să zic eu, varietatea asta, pentru că nu te rigidizează. Dacă ești bancher și te vezi numai cu bancheri de-ai tăi și numărați, nu știu, casele, copiii, banii, nu știu ce, dincolo de faptul că s-ar putea să nu fie lucruri care aduc multă fericire, alea pe care le evaluăm, s-ar putea să-ți dai seama că e un fel de confirmation bias de grup. Ne strângi, exact cum ziceai, știi, dacă toți trebuie să proiectăm o imagine, păi noi petrecem o grămadă de ore și asta facem, ne gândim, tu cum te îmbraci, tu cum, eu cum mă îmbrac. Și se reduce doar la asta. Eu știu foarte multe grupuri de antreprenori tineri care asta îmi spun. Nu putem să ieșim din acest lucru pentru că unul vine și spune că face aia, altul spune că vine. Și eu nu pot să vin să spun eu nu mai fac asta. Pentru că înseamnă că e ceva în neregulă cu mine și îmi pierd apartenența, o să fiu lăsat în urmă și nu vreau să fac asta. Yes. Bun, perfect. Întrebare. E clar că relațiile sociale și o demonstrează cel mai lung studiu despre dezvoltarea. Fericire sustenabilă. Așa. E clar că relațiile sociale produc oameni fericiți sau oamenii cu relații sau sociale sunt mai fericiți. În funcție de ce fel de oameni ai, exact. Pentru că sunt foarte multe cazuri în care oamenii nu renunță la prieteni pentru că au prietenii de foarte mult timp, dar ei s-au schimbat și valorile, s-au schimbat și dorințele, s-au schimbat. Sunt oameni care au devenit odată cu trecerea timpului frustrați, invidioși, nu sunt suportivi și atunci când ai în jurul tău un om care este așa, nu face decât să te tragă în jos. Și e foarte greu să te desparți. Cum îți găsești tribul, grupul? Îi place asta cu tribul, îi place maxim, foarte mult lui maxim. Paul, am văzut cu eu și simt că am format un trib aici. Da, așa repede, da? Da, că sunt multe lucruri în comun. Și cum simți că nu ți se mai potrivește relația? Că e o relație toxică, inclusiv de grup, de trib. Păi, în primul rând, mă uit foarte des la telefon când mă întâlnesc cu oamenii respectivi și nu mai am despre ce să vorbesc. Okay. Sunt doar discuții de suprafață și am să revin cu metafora aia pe care am spus-o și data trecută când ne-am întâlnit, că pentru mine viața e ca un autobuz în care intră mulți oameni de-a lungul timpului, mulți, autobuzul se umple și eu nu prea mai am ce să vorbesc cu unii dintre ei și sunt frustrată că n-am cu cine să vorbesc. Dar eu nu vreau să le dau drumul celorlalți să coboare, pentru că sunt acolo și am creat amintiri împreună și sunt lucruri frumoase pe care le-am făcut împreună. Și cumva sunt într-un blocaj. Eu m-am schimbat și relația noastră s-a schimbat, pentru că noi evoluăm. Și atunci ce trebuie să fac? Să dau drumul la atașament, să-i las o coboare ca să fac spațiu să vină alți oameni. Și eu am făcut asta de-a lungul timpului pe care l-am trăit, mai ales după schimbarea mea destul de mare în urma călătoriei în India și mi-am dat seama că nu mai rezonez cu niște prieteni care mă vreau la fel cum eram înainte. Nu m-au acceptat, eram ca un copil care a crescut, dar ei mă vreau să fiu îmbrăcat în aceleași haine, care nu mai veneau. Și atunci ce am făcut? Am văzut că nu mai este nicio cale să rămânem împreună și ne-am despărțit. Unele despărțiri mai violente, altele pur și simplu de la sine. Fade-o. Exact. E ok, nu trebuie să simțim remușcări pentru faptul ăsta. Ți-ai părăsit cercul de prieteni, ai uitat de unde ai plecat. Adică România au o vorbă pentru orice ca să te simți prost, ca să-ți dea cu shaming. Exact. Da. Atâta vreme, eu în cazul relațiilor respective am încercat să ne adaptăm, nu s-a putut și asta a însemnat că eu nu mai pot să fiu acolo pentru că ar trebui să fiu altcineva decât sunt.
Asta înseamnă că eu trebuie să mă adaptez nevoilor tale, dorințelor tale și să-mi trăiesc viața în funcție de ce crezi tu că e corect. Dar acel lucru nu este ok pentru mine și atunci eu trebuie să înțeleg și oricât de atașată sunt de tine, eu trebuie să-ți dau drumul și să-ți mulțumesc pentru toată călătoria pe care am făcut-o. Nu înseamnă că-ți port pică, dar până aici am călătorit împreună. Relațiile nu sunt întotdeauna pe viață. Și trebuie să ne oprim. Și nu e cumva ușor. Și văd asta și în sesiunea de terapie pe care le fac, de coaching pe care le fac cu fetele, care îmi spun că m-am schimbat și nu mai rezonez cu prietenii, nu mai am despre ce să vorbesc. Mm-hmm. Trebuie să le dai drumul și va veni altcineva în locul lor. Și vorbind de prieteni, e foarte important să fim conjurat de oameni care au aceleași valori, pentru că așa, mai ales dacă știi momentele grele, poți să faci un reality check. Pentru că tu îți creezi o realitate a ta și ai nevoie de cineva care are niște valori foarte sau în care ai încredere, care să te țină la mal. Îmi permis să fac o scanare a cercului tău foarte apropiat. Nu trebuie să-mi spui cine sunt. Spune-mi, te rog frumos, cu ce se ocupă cei mai importanți 5 oameni sau cele mai importante 5 prietene ale tale. Cu ce se ocupă? Am mai mult de 5 prietene. Nu, cele mai... Primele 5 care îți vin în minte, nu cele mai importante. Prima care îmi vine în minte este psiholog. A doua care îmi vine în minte este director de televiziune. A treia care îmi vine în minte face personal development. Producție, altcineva. Adică tot media. Nu, mai mult în zona de modă. Ah, ok. Așa. A făcut televiziune, o altă prietenă, uh-huh. Și acum și-a luat timp liber pentru ea. Uh-huh. În zona de beauty. Pentru că aș vrea ca și voi să faceți același scanning pe care l-a făcut Andreea. Vrei să te întreb și pe tine, Paul? Te simți... Mă gândeam în timp ce oricum m-am gândit la asta. Păi, la mine sunt așa. Unul e procuror. Unul e psihoterapeut în formare, dar a făcut coaching foarte mult timp. Unul este finance manager într-o corporație. Am zis 3. Unul e și rudă, da, e și un prieten foarte apropiat, l-aș pune pe lista asta. Și face de la masaj la social media, la graphic design. Este proaspăt întors din Tenerife și este așa Jolly Joker, mm-hmm. Face de toate. Păi la mine shortlist-ul cu cei mai apropiați cam ăsta e. Adică la mine în cercul ăsta... Cred că e un exercițiu foarte fain. Dacă mă gândesc, tu ai zis doar prieteni, nu? Adică nu și membrii familiei sau da, fără membrii. Da, sunt alegerile pe care le-ai făcut, nu pe care ți l-a dat viața. Dar în rândul celor mai apropiați prieteni, eu aș pune și pe Alexandra, de exemplu, la mine, pentru că eu una dintre persoanele, deși mie parteneră de viață. Mă, nu neapărat. Adică, serios, cunosc o grămadă de oameni care... Nu e prietena ta cea mai bună? În cazul ei, ba da, mai ales de sex feminin, e prietena mea cea mai bună, dar sunt mulți oameni care, uite, și chestia asta, apropo de fericire, bă, nu trebuie un om să-ți satisfacă toate nevoile, adică nu trebuie să mă fie bucur și foarte tare și... că ai spus asta. Wow, mă bucur foarte tare, pentru că uite, asta a fost o chestiune natural... pe care am învățat-o în terapie în urmă cu foarte mulți ani și terapeuta eu eram nemulțumită că iubitul meu nu știa aia, deci era o listă din asta nesfârșită și îmi spunea, tu crezi că cineva vreodată va face asta? Și am spus, tatăl meu știa toate lucrurile astea. Și mi-a zis, câți ani aveai tu când tu te-ai uitat la tatăl tău că făcea toate lucrurile astea? 5 ani! Păi normal că la 5 ani... Cu permiția de atunci era ușor. Exact, mi se părea că se pricepe la toate. Și mi-a zis, va fi imposibil să găsești pe cineva care știe toate lucrurile astea. De aceea sunt importanți prietenii, îți găsești lucrurile cele mai importante de care ai nevoie și fără de care nu poți să funcționezi într-o relație. Și prietenii îți vor supli în celelalte lucruri. Ha? Și cred că ajută să și normalizăm ideea asta că un om, fie el și partener de viață, nu are responsabilitatea să fie tot ce ai tu nevoie. Și să te facă fericit. Și să te facă fericit. Nu-i responsabilitatea nimănui să te facă fericit. În general, pentru ce simțim. Eu când am făcut formarea asta în PCM, într-o metodologie de care cred că am mai povestit și un episod în Mind Architect despre ea, acolo trainerul ne-a zis o chestie care pe mine m-a așa, la început am zis, stai, cum adică? A zis că nimeni nu poate să facă pe nimeni să se simtă niciun fel. Mamă, și eu am avut așa un 404 not found, am avut un moment de... Cum adică? Mamă. Adică ce vrea să zică? Dacă mie... Puneți pe pauză episodul, notați-vă, gândiți-vă 5 minute și reveniți. După aia,
Și zic, John, dar poți să dai un exemplu, John Park. Și a zis, uite, gândește-te că dacă eu spun ești cel mai prost trainer pe care îl cunosc, ca tu să te simți prost, trebuie să mă crezi. Adică trebuie să rezoneze, exact, ce am zis eu, trebuie să rezoneze cu o parte din tine care e disponibilă să creadă asta. Tu trebuie să mă înzestrezi pe mine cu puterea, ca ce spun eu, pe tine să te poată atinge. Și mi-a dat un exemplu care mi-a completat înțelegerea, că a zis, dacă te întâlnești pe stradă cu un om cu care n-ai o relație și zice, Paul, ești cel mai prost trainer pe care îl știu, probabilitatea că o să te simți prost este zero. Da. Că n-are puterea asupra ta. Și după aia am plecat așa din, mă rog, nici nu mai știu ce era, conversație 1 la 1 sau curs, și am zis, bă, frate, cât de mult am dat eu putere unor oameni din viața mea, ziceam, mai făcut să mă simt, bine, nu ziceam mai făcut să mă, dar ziceam, mă simt rău pentru că ea nu știu ce. Nu, eu mă simt rău când tu pentru faci că asta. Atunci când ea a făcut asta, eu am simțit lucru X, dar eu am ales să-l simt. Eu am lucru care, na, câteodată e inevitabil. Dacă trăiești o pierdere, e inevitabil să n-apară niște tristețe pe care am conchis deja că e util să o metabolizăm, să o simțim. Dar mi s-a părut, deci nu doar că nu suntem responsabili de fericirea celor din jurul nostru și s-ar putea să ne luăm hate pentru afirmația asta, nu suntem, singurul fel în care poți să faci un om să simtă ceva în mod direct este dacă îi faci rău fizic în mod direct. Da, exact asta vreau să completez. Dacă acționezi asupra corpului lui și tragi una în cap, tu l-ai făcut să simtă rău. Dar dacă eu îi spun, băi, eu cred că tu meriți mai mult și te înjosești în rolul ăsta profesional, dacă tu te înfuri, tu ai ales să te înfuri la ce am zis eu. E foarte interesantă și perspectivă. Și greu de ajuns acolo. Da, e foarte greu. Nici eu nu pot să trăiesc all the way. Adică, deci, ca să sumarizez, dacă tu îmi spui ceva mie și eu spun, m-ai făcut să mă simt prost, greșit. Ales. Ar trebui să spun, mă simt prost pentru că mi-ai spus asta. Nu tu m-ai făcut pe mine să mă simt prost. Când tu ai făcut asta, eu m-am simțit prost. Ok. Când tu ai făcut. Pentru că cei mai mulți spun, tu mă faci să mă simt prost, tu nu mă faci să mă simt respectată, tu nu mă faci să mă simt așa. Și mi-aduc aminte acum, mi-aduc aminte de un curs la care am fost și vorbeam despre, scrisesem eu la un moment dat două mail-uri la doi foști iubiți de-ai mei în care le spuneam tot felul de lucruri. Și după aia a trecut timpul și am găsit mail-urile care erau, stai puțin, revin. Care, deci erau mail-uri, nici nu știu dacă le-am trimis, habar n-am, acum foarte mulți ani. Irrelevant. Da, e relevant. Și au două mail-uri identice, la două intervale, la intervale de timp foarte mari, o, identice. Bune. Și eram, Doamne Dumnezeule, cum? Ce-i asta? Și ce ai scris? Ce le-ai scris? Adică... Că nu mă respecti, că nu știu ce, că nu știu ce, că nu știu ce. Cui spuneam lucrurile astea? Nu lor. Mie. Pentru că atâta vreme cât eu aleg să stau într-un loc în care eu nu mă simt cum ar trebui să mă simt, trebuie să plec. Și trebuie să-mi rezolv eu problemele interne. Pentru că atunci când am încredere în mine, am stimă de sine ridicată, n-am să te las niciodată să-mi faci toate lucrurile astea. Pentru că nu-mi e bine și atunci plec. Și nu ești un trainer bun. Înseamnă că eu trebuie să lucrez la lucrul ăsta în așa fel încât să cred că sunt un trainer bun. Tu nu poți să mă atingi în locul lucrurile în care eu sunt împăcată. Atâta vreme cât eu sunt împăcată cu ceea ce fac, cu viața mea, indiferent ce îmi spui tu, nu mă va afecta. Eu dau și un barometru aici, uite, apropo de cum poți să te prinzi, de ce simți mai fidel. Cu cât trăiești mai multă furie în relație cu ceva ce ți s-a zis sau ai trăit, cu atât ești mai vulnerabil în zona aia. Uh-huh. Dau iară, mă pun pe masă la disecție. Pentru mine cel mai oribil sentiment, cred că noi am vorbit despre asta și într-o discuție doar între noi, e să simt neputință. Cel mai oribil sentiment, adică lucru care pe mine mă îngrozește cel mai tare, care îmi dă o senzație fizică de disconfort, e să n-am ce să fac, să nu pot să fac ceva legat de ceva, să trăiesc sentimentul ăsta de neajutare. Pentru tine sau pentru cineva drag? Că e rău Alexandrei și n-am cum să o ajut, că văd, nu știu, că... N-ai nicio opțiune. Exact. Și îmi dau seama că reacția mea și în filme, mă, când mă uit la filme în care cineva neajutorat rupe cătușele, mie mi se face pielea de găină și câteodată îmi dau lacrimile, pentru că mă văd în situația aia. E o parte din mine care a trăit în trecut genul ăla de neputință și e încă de vindecat, e încă work in progress. Și ăsta e un barometru super bun. Cu cât te înfurie sau te afectează emoțional ceva mai tare, cu atât aia e o zonă unde merită să te uiți mai atent. Și cum o lucrăm, Andreea?
Stai că încă procesam ce spunea, pentru că deci, eu rezonez foarte tare cu exact același lucru, am și eu tot neputința, mă înfurie îngrozitor exact, de tare, îmi dă o senzație, pur și simplu simt că mă sufoc, simt o contractură, cu corpul extrem de contractat și mâine și peste tot și simt și căldură în același timp, pentru că simt furia a faptului că nu pot să fac ceea ce îmi doresc să fac. Păi pot să spun cum fac eu. Așa, cred că e de... În primul rând, observ stările respective și înțeleg de unde vine treaba asta. Pentru că de mult. Da, trebuie să înțeleg de unde vine și să înțeleg cine funcționează. La mine e copilul și adultul, la tine elefantul și călărețul. Și îmi dau seama dacă eu sunt în situația respectivă ca și copil sau ca și adult. Pentru că un copil, în situația respectivă, poate că nu poate să facă față. Dar adultul găsește resursele necesare să facă față. Pentru că noi ca și copii nu putem. Da, nu avem resurse, avem de ajutorare. Dar când ești ca adult, ai mult mai multe resurse la dispoziție și nu se termină pământul. Ca și copil ți se pare că se termină pământul. Chiar și în despărțiri, chiar vorbeam la un moment dat în terapie despre faptul că foarte mulți oameni când se despart, pur și simplu nu pot trece peste momentul ăla și îl suferă și îl rumegă și îl întorc. Și trec 5 ani de zile și sunt în acel moment. Un adult are capacitatea să înțeleagă, să proceseze durerea și să meargă mai departe în viața lui. Pe când un copil rămâne acolo cu această suferință. Cu mențiunea importantă aici, că dacă în copilărie tu n-ai dezvoltat capabilitatea să poți să trăiești lucrul respectiv, de exemplu, oamenii care le e greu să depășească despărțiri, n-au învățat să metabolizeze tristețe. Tristețea este o emoție care în 100% din cazuri are legătură cu trecutul. Nu poți fi trist legat de ceva ce nu s-a întâmplat încă. Da, în urma unei pierderi. Tristețea intervine Los. În urma unei pierderi. Întotdeauna în urma unei pierderi. Și atunci dacă eu când eram copil am primit frecvent mesajul nu fi trist, n-ai de ce să plângi, eu ți iau altă jucărie. Compensare. Din astea. Tu nu dezvolți capabilitatea psihologică să metabolizezi pierderi. Și asta se și vede la adulți, că oamenii care nu știu să trăiască pierderi, când sunt pe punctul de a pierde ceva, în loc să trăiască tristețe, trăiesc mânie și frustrare, se supraîncarcă cu muncă ca să evite pierderea. Inclusiv la decese se întâmplă exact. Asta. Sunt oameni care se îngroapă după aia în activitate. Și te uiți la ei și spui, bă, ăsta nu suferă deloc. Așa pare în exterior. Dar de fapt... Și aici e completarea la ce spunea Andreea, că adulții au cerebral vorbind resurse mai multe decât copiii, că ți se maturizează creierul, adică rețelele alea comunică mai fluent între ele și ai și maturitate cerebrală. Problema e că dacă eu n-am învățat, de exemplu, să trăiesc emoția asta a tristeții din interdicții, n-ai voie să fii trist, ce mă, de ce plângi, ești femeie? Dacă ești băiețel sau invers, nu mai, mai plângi, nu mai fi fraier. E acolo, dacă n-ai învățat-o atunci, trebuie să o înveți în viața adultă. Urmează chestia. Doamne, știi cât de greu este? Nu pot să-ți spun, pentru că eu rezonez foarte tare cu ceea ce ai spus, pentru că eu am fost un copil care a fost extrem de trist în acest workshop de Primal Rebirth de care vorbeam data trecută. A venit la mine și mi-a zis, tu ai fost un copil trist. Da, știi tu că am fost eu un copil trist. Eram super fericită. Și am avut șocul să înțeleg că de fapt am fost un copil trist, dar niciodată nu mi-am arătat tristețea. Și a trebuit să învăț tristețea și a fost foarte greu, pentru că mă loveam de această furie care era atât de puternică în mine și fără să știu că dedesubt era tristețea. Mi-era mult mai simplu să stau în furie decât să o dau la o parte și să mă duc la tristețe, pentru că tristețea era atât de mult, era o mare de tristețe și mi-era greu, era insuportabil să las acea mare de tristețe cum a fost în Castaway, să-i dai, să o deschizi, să deschizi ușa și să vină toată peste tine. Și atunci e mult mai simplu să te desparți din furie, să faci ca toate visele în momentul în care lucrurile nu merg și să nu poți să accepți că pierzi, pentru că exact așa cum ai spus, în momentul în care tu accepți că pierzi, vine tristețea pe care nu vrei să o trăiești. Mai ales dacă nu ești prieten cu ea. Și asta se aplică. Uite, e desenul ăla animat Inside Out. Băi, ce temă, drăguț. Temă. Ce știi? Drăguț, neapărat dacă nu l-ați văzut, trebuie să-l vedeți. Desen animat pentru copii, pentru că ar trebui să-l vadă toți părinții. Da. Și în tot desenul ăsta animat era întrebarea, ce face sadness? Da. Știi, erau emoțiile și nimeni nu știa ce face sadness. Știau ce face anger, știau ce face fear, disgust și joy. Nimeni nu știa ce face sadness. Sadness te ajută să metabolizezi pierderi. Da. E emoția care îți permite să te desparți de ceva ce ți-a fost drag, numai în viața ta. Și poți să mergi înainte. Și dacă nu dezvolți capabilitatea asta când ești puiuț, poți să o dezvolți după aia, dar e foarte mai... greu. Uite, îți spun sincer, acum când vorbești despre tristețe, deci în corp simt o stare, o senzație aici de greutate. Aici, exact, exact, aici, aici este tristețea. Tristețea e ok să o simți, să stai acolo, pentru că e cea mai bună metodă să
nu ajungi la mânie, la furie, la... Mai ales când mânia aia nu e legitimă, că iară, dacă eu, de exemplu, eu dau un exemplu banal, ai un loc de parcare plătit, da, ți-ai cumpărat un loc și îți găsești altă mașină pe el, e legitim să simți mânie. Că în situația aia, mânia e o emoție mobilizatoare care te ajută să te lupți pentru ce e al tău. Da, îți dă energia. Mânia mereu dă energie, de aia e și poți să get high. Forța aia asta fantastică. Exact. Mie, de exemplu, eu când sunt așa, prietenii spun, ești ca o furtună, ești ca o vijelie, asta pentru că mă desfășor ca să nu simt tristețea. Aia e. Dar sunt situații când e legitim și sănătos să simți mânie. Ăsta e un exemplu. Dacă cineva, nu știu, atentează la copilul tău, îl agresează, este absolut legitim să simți mânie, nu tristețe. Dar când trăiești pierderi, cum ar fi, nu știu, dau un exemplu așa, poate unii oameni au trăit, să-ți moare animalul de companie din vari motive, nu știu, a lins pe jos, unde ai dat cu detergent și s-a otrăvit. Situații pe care eu le-am auzit. Acolo e foarte interesant să observi ce trăiesc oamenii aia, pentru că atunci când dispare o vietate cu care aveai o relație de atașament din viața ta, e legitim și firesc să trăiești tristețe. Dacă eu când văd că a murit cățelul respectiv sau am trăit pierderea aia, sunt mânios, cine a dat, mă, cu Petros? Cine a fost, mă, tâmpitul care n-a pus pe jos? Nu știu ce. Cine l-a lăsat, mă? Acolo e un indicator bunicel că eu nu pot să trăiesc emoția asta. Și o vezi și în relații de cuplu, că tot eram la tema relații. Trăiești o despărțire care automat, dacă ai fost atașat de omul, o să apară tristețe, inevitabil. La orice pierdere apare tristețe, mai mare sau mai mică. Și vezi oameni, îi întreb, ce mai face cu tare? Să moară. De registru, cine, mă? Nu știu, mă, ce face. Să văd dacă mai găsește ea pe cineva. Câte geamantane am cămărat eu în păscări la cămin? Cine ducea, mă, cu mașina în fiecare weekend? Și vezi mânie, pentru că eu nu pot să mă conectez cu tristețea. Așa sunt fix poveștile ca în naufragiat, unde peste ani de zile mergi cu mașina pe lângă orașul în care o duceai pe persoana, auzi o melodie pe care o ascultai cu ea în mașină și vin lacrimile. 3 ani mai târziu. Ăla a fost momentul când ai avut resursele să metabolizezi asta. Și e ca la decese într-un fel. E legitim într-un fel dacă nu poți să o metabolizezi atunci că ai credit, ai job, nu ai timp. Dacă intri în starea aia de tristețe și o lași să te pătrundă, nu mai poți să-ți vezi de treabă. Periculos e să rămâi blocat așa. Eu cunosc oameni care au trăit pierderi și n-au mai călcat în casa unde s-a întâmplat pierderea niciodată. Sau care nu mai poate să meargă într-un cartier pentru că acolo stătea cineva pe care au pierdut. Acolo devine super toxic să nu poți să te conectezi cu emoția. E ok și durerea, e ok și tristețea. Și furia. Doar să nu rămâi în furie, adică să le consumi. Toate astea fac parte din... viața noastră interioară. Viața noastră, dacă vrem să avem o viață fericită. Dacă vrem să fim conectați la noi și să trăim o viață autentică, nu doar o viață pentru oamenii din jur, pentru că, din păcate, cei mai mulți oameni trăiesc pentru aparențe, pentru conform așteptările celorlalți, de aceea, dacă ne uităm pe Instagram, toată lumea este foarte fericită, toată lumea are familia fericită, toată lumea e în vacanța perfectă, toată lumea este perfectă. Și cu toate astea, depresia... Anxietatea. Altfel, cifrele în lume arată cu totul și cu totul altfel. Dar cum să faci să nu-ți sprijini fericirea pe altcineva? Pentru că noi suntem niște ființe care... În primul rând să înțelegi. Așteaptă foarte mult. În primul mult. Rând să înțelegi, pentru că noi credem că ceilalți sunt responsabili pentru fericirea noastră. Eu am crezut foarte mult timp că iubitul meu trebuie să mă facă fericită. Păi nu? Da, eu așa am crezut că iubitul meu trebuie să mă facă fericită prin comportamentul. Și cum am îndrăznit să nu? A primit 2 mail-uri sau, mă rog, un mail și... Și a trebuit să înțeleg că nu oamenii din jurul meu trebuie să mă facă fericită, ci alegerile pe care eu le fac. Pentru că în momentul în care mie mi-aduce fericire iubitul, jobul, mașina sau nu mai știu și eu ce, în momentul în care ele pleacă, a plecat și fericirea. Eu știu cum, nici nu știu cum să răspund la întrebarea asta sau cum să o adresez, că eu nu vreau ca oamenii să aibă sentimentul că trebuie să devii autosuficient în vreun fel. Sau nu, că, bă, eu trebuie nu, să fiu... tocmai am vorbit de relații, cât de importante asta sunt, e. Deci n-ar avea cum cineva să creadă asta. Eu am inclusiv în rândul acestor prieteni apropiați pe care i-am numit, în rândul lor sunt persoane care ar putea să trăiască binișor și singure, pentru că, mă rog, e mai mult de povestit acolo, dar nu sunt neapărat cele mai mari prietene cu a da cuiva puterea asupra lor. Eu, iară din călătorie personală, nu vorbesc neapărat din vreo teorie sau ceva, eu ce am observat e că e util să fii bine singur. E grozav dacă poți să trăiești mai multă bucurie, împlinire sau fericire împreună cu alții. Le aduc aminte într-un fel... Cred că
chiar primul curs pe care l-am ținut, primul demo, într-o tabără pentru liceeni sau așa ceva, povesteam așa că în relații poți să fii fie ca două blocuri care se întâlnesc una cu două elemente solide fără crăpături care împreună creează o figură mai frumoasă, fie, știi, forma asta de interconectare până în punctul în care când tu dispari în viața mea, rămân găuri. Și pentru mine asta e efortul conștient, să fiu bine cu mine în general, cu deciziile mele, cu relațiile mele, cu și mai devreme, știi, când povesteai despre relații, mi-a venit citatul ăsta în minte, că avem noi avem în viață relațiile pe care credem că le merităm. Exact, da. Avem relațiile pe care credem că le merităm, că dacă eu nu cred că merit ce-mi face șeful meu, o să plec. Nu stau. Acum știu că or să apară argument, da, dar am credit, dar n-am cum, că trebuie să sunt providerul familiei, sunt. Dacă tu nu crezi că meriți lucrul ăla, o să-ți mobilizezi energia să găsești o alternativă, nu să te complaci. Dacă te complaci, dragilor, e antagonizat, dar asta e realitatea. Înseamnă că elefantul, structurile alea primitive care învață pe repetiție și asociere, care nu au mult discernământ, ălora le dă cu mai mult plus să stea decât să plece. Nu au și o relație de cuplu cu o persoană care ne tot certam pe aceeași temă recurentă, gelozie, zona asta. Zis, dacă ție ți-e atât de rău cu mine, de ce nu pleci? A zis, mie e mai bine cu tine decât fără tine. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Cam așa e vorba românească, nu? Exact. Și asta mi se pare important, știi, să înțelegem că noi avem relații și de prietenie, și profesionale, și de cuplu, și părinte-copil, până la limita la care nouă ni se pare inconștient, legitim, să pățim ce pățim, cu bune și cu rele în chestia asta. Atunci, eu aș zice așa că noi hardware suntem animale sociale și singurătatea e toxică pentru noi la propriu. Deci nu există ideea asta să trăiești în izolare. Tarzan sau Mowgli nu ar fi supraviețuit. În lumea reală așa ceva nu se putea întâmpla. Dar e periculos, tocmai că avem de 10 ori mai mulți neuroni aia specializați în proiecție, să proiectezi ce am eu nevoie peste alți oameni care devin colecția dorințelor mele care trebuie să-mi satisfacă nevoile oricând am nevoie de. Adică, și uite, mai împărtășesc o idee care e tot la intersecția ce vorbim. Eu am observat la mine, curios cum o trăiți, mie mi-e greu să tolerez nemulțumirea oamenilor care îmi sunt dragi. De exemplu, când o văd pe Alexandra nemulțumită de ceva ce eu fac, mă enervează. Și dă-o seama că nu e sănătos ca eu să trăiesc furie pe faptul că ea trăiește nemulțumire în relație cu ceva ce eu am făcut sau n-am făcut. Asta e tot ceva ce am învățat când eram mică. Dacă mama era nemulțumită, în general mi se întâmplă și mie ceva rău. S-a produs asocierea asta acolo. Dar e interesant că, nu știu pentru voi cum e, mie încă mi-e greu să fiu confortabil cu disconfortul celor din jurul meu. Știi? Și dacă văd pe cineva la un curs că nu prea e bine, eu dau seama, bă, stai puțin. Eu sunt în rolul ăsta să livrez cât pot eu de bine. Ca în, vreau să vă zic o poezie, mai devreme era Manifestul terapiilor Gestalt, care zicea așa, zice, you are you and I am not in this world to live up to your expectations and you are not in this world to live up to mine. If by chance we find each other, it's wonderful, if not, it can't be helped. Care mi se pare cea mai mișto sinteză, eu am auzit asta în ce clasa 12-a da. Și mi-a rămas în cap ideea asta. Bă, noi trebuie să fim mai bine împreună decât separat. Nu trebuie să ne fie rău când nu suntem împreună. Și cu toate astea, deși na, sunt conștient, vorba aia, călărețul înțelege, emoțional trăiesc disconfortul ăsta. Dacă vroia să ne vedem mai devreme într-o seară și n-am putut să ajung și o văd că e un pic ploată, trăiesc mânie, ce mi-arată. Că eu trebuie să lucrez la cum mă simt eu, cu faptul că nu sunt perfect pentru oamenii din jurul meu, că nu pot să le dau exact ce vor, când vor, cum vor. Uite, asta e, iar te rog, Andreea. Asta cumva e o chestiune specific bărbaților, am văzut-o, care nu suportă critica, pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care îi critici... E, și dacă o văd tristă, nu trebuie să fie agresivă. Da, e ceva din ce ai făcut tu, sau n-am făcut sau eu. N-ai făcut tu, da. Care a adus-o în starea asta. Deci, tu, e ceva în regulă cu tine. Ești inconfortabil. Pe acolo. Uite, asta este motivul pentru care eu n-am nicio problemă să prezint concerte, dacă mai fi să fie, am prezentat concerte în fața 120.000 de oameni, în săl de spectacol, nunți, orice, dacă e un public numeros.
mie mi-e foarte greu să vorbesc singur. Nu pot să-l personalizez. Exact. Să fiu un personaj colectiv sau mă uit la cineva. Random. Mi-e foarte greu să vorbesc în fața unei asistențe formate din câteva persoane. Pentru că dacă îl văd pe unul care nu e atent, care e plictisit, care strâmbă din nas, automat îmi transmite și mie... Și crezi că e ceva neregulă cu tine. Și evident că e ceva neregulă cu mine, mm-hmm. Da? Pentru... Adică nu reușesc să mă setez că de fapt problema e a lui. Știi, eu nici n-aș vedea o drept problemă, că în orice relație, uite, pe mine, persoana cu care am făcut terapie 2 ani, mm-hmm. mi-a dat o perspectivă foarte interesantă la un moment dat. Eu am trăit chestia asta în training. Da, ca în orice activitate cu public, există oameni mulțumiți, oameni mai puțin mulțumiți, oameni mai entuziasmați de ce au trăit, oameni mai puțin. Bio cu perfecționismul pe care îl trăiam la momentul respectiv și cu competitivitatea, că da, Mihai a primit mai multe aplauze, Andreea a primit mai multe invitații, nu știu ce, de ce mi-aduc aminte că în relație cu prieteni chiar foarte apropiați, cum a fost Dragoș Bucurenci într-o vreme când am și lucrat împreună, dacă Dragoș își schimba site-ul, trebuia să-l schimb și eu. Competitivitatea, că stima mea de sine era dependentă. Și cu cineva apropiat? Era peste tot, aveam din astea și cu el după cât timp ai mers la casă, după cât timp ai... Stima de sine era puternic dependentă, de asta m-am prins, am lucrat, am temperat. Unde, stai că nu mai știu de unde am plecat. Am ajuns la asta. A de la... Da, mă iertați, te vedeți? E o oră târzie. Vorbeam despre cum te simți inconfortabil în momentul în care cineva e... Cu critica, cu nemulțumirea, tine, da. Da, așa și cu trainingul, cu terapia, și cu terapia. Da, și cu terapeutul, mulțumesc. Și el ce mi-a zis a fost așa, că noi când facem ceva, putem să o facem din două spații interioare, din două tipuri de energie mm-hmm. diferite. Poate să fie din intenția în cuplu, de a oferi iubire, de a oferi, nu știu, un moment plăcut, sau un curs, în training-uri sau în activitate profesională, din intenția de a oferi ceva, cum facem, de exemplu, cu episoadele de podcast și la Mind Architect și sunt sigur că și tu o trăiești similar. Asta e spațiu în care tu nu poți să fii dezamăgit, pentru că atunci când oferi ceva cuiva, fără așteptări, nu prea ai ce să pățești nasol. E genul de iubire pe care o oferă un părinte unui copil sau un părinte conștient unui copil. Al doilea spațiu e spațiu de nevoie. Eu fac asta că am nevoie de aprecierea voastră. Sau eu fac asta că am nevoie să mă placă ăștia de la curs ca să mai lucreze cu mine că eu am nevoie de bani. Când apare nevoie, apropo de non-atașament, apare frică. Când apare frică, ca în Star Wars. Fear leads to anger, anger leads to death. Nu știu ce, cum era discursul lui Yoda. Și eu, după ce mi-a conceptualizat-o Edmond, persoana care am lucrat, când începeam să simt disconfort în sală și așa mai departe la curs, ziceam, băi, eu din ce spațiu fac asta? Eu acu iară sunt pe nevoie. Switch pe intenție. Și m-a ajutat că eu am avut efectiv oameni în sală, la cursuri, am trăit tot felul de experiențe în care, nu știu, unul a dormit la un moment dat, am avut oameni care înjurau de față cu colegele lor. Și ți-e ok eu, nu? Nu mă bucur, adică nu e ca și cum trăiesc cu eliberare de endorfine, mama m-a înjurat unul sau unul n-a fost de acord, dar faptul că m-a ajutat să-mi dau seama din ce spațiu emit eu energia aia, și asta nu e o chestie metaforică, e o chestie foarte practică. Mi-am dat seama cum m-a ajutat, m-a întrebat așa, bă, ai avut vreodată o livrare în care, indiferent de cum ar fi reacționat ei, tu te bucurai că ești acolo? Și am zis da, când am vorbit cu organizații studențești, unde acolo nu era nicio miză, n-aveau ce să-mi dea oamenii, n-aveam ce să câștig de pe urma lor, era zero miză, doar dorința de a oferi ceva. Și a zis, conectează-te la energia aia. Data viitoare când ții un curs, caută energia asta în tine. Și ai putut? Da, și de atunci e spațiu, iar ca să fac 180 de zile de curs pe an în care de multe ori repet același curs, trebuie să fie din spațiu. Ești un fel de Phelps, nu? Într-un fel, da? într-un fel. Dar îmi iau energie exact cum spui din a mă uita la, când văd că cineva are o revelație, când văd că cineva are o, acum în online e mai complicat cu sclipirea în ochi, dar înțelegeți un debat. Și vreau să zic că motivul pentru care cred că ți-e ușor cu mase e că masele sunt depersonalizate, adică vorbești cu o chestie amorfă unde maxim din cât țip, aplaudă ceva,
îți iei un feedback. De unde îți iei super energie. Și asta vreau să zic, da, că și o energie diferită, energia de grup e complet diferită. Da. Dar e mai greu să ne mulțumești 120.000 de oameni, trebuie să greșești rău. Nu-i vezi pe aia nemulțumit. Asta zic, decât să ne mulțumești 5, că dacă te uiți la 5 și 1 să uită iurea, primești. Dacă sunt 1000 nemulțumiți în 120.000, nu se simte la fel de tare. Perfect, adevărat. Eu am, de exemplu, aveam asta cu vinovăția când invitam pe cineva într-un loc și mi se părea că nu se simte bine. Și din cauza mea că nu se simte bine. Da, sau, de exemplu, făceam niște zile de naștere foarte mari până la un moment dat și frica mea cea mai mare era că oamenii nu se vor simți bine. Eu i-am chemat la ziua mea, ei au făcut un efort să vină la ziua mea și ei nu se vor simți bine. Și în terapie am lucrat foarte mult și mi-am zis, ok, tu pui la dispoziție lucrurile necesare unei petreceri în care oamenii să se simtă bine. Un loc, mâncare, muzică, băutură. Tu nu ești responsabilă de starea lor, tu nu poți să fii clownul oamenilor de acolo și să-i faci să râdă. Ăsta e motivul pentru care cei mai mulți miri și mirese nu se distrează la propriile lor nunți. Băi, nici eu nu mă distram la propriile mele petreceri, pentru că era veșnic, trebuia să mă duc să vorbesc cu cineva. Mai întâi întâmpinam, erau peste 100 și ceva de oameni, mă duceam, îi întâmpinam, după care stăteam de vorbă cu toată lumea, după care plecau. Tu aveai un job. Și eu nu mă simțeam bine la ziua mea, decât poate dimineața, când pleca toată lumea, reușeam să rămân și eu câțiva prieteni și uite, m-am simțit și eu bine la ziua mea. Și mi-am dat seama că nu e responsabilitatea mea să-i fac pe oameni să se simtă bine. Le ofer cadru, dar nu pot să mă simt vinovată pentru faptul că ei nu se simt bine. Greu. Eu mă simt super bine, ca și cum ar fi ziua mea, însă vă anunț că ne apropiem de miezul nopții. Da, nici nu o să mă gândesc. Înregistrăm acest episod seara după ce am muncit fiecare dintre noi. Am fost pe dopamină. Tare! Tare de tot! Acum pe ce suntem? Pe oxitocină, aș zice, că e pe comuniune, pe sharing, să leagă conversația altfel. Ne-am așa, nici serotonină. Să ne uităm așa în ochi, ca să... Da. Serotonină un pic, nimic? Pe liniște și așezare, eu sunt prea pe dopamină ca să simt. Momentul ăla cred că în drum spre casă, în mașină. Eu simt, să simt. Și eu simt. Eu nu mai sunt pe dopamină, sunt așezată. Bine, mă, că puteți. Cum era? Mi-a plăcut călătoria de astăzi. Chiar cred că e un episod care o să vă fie de foarte folos. Și lucrul cu care aș vrea aici terenul Andrei, pe care poate să zburde, să se joace foarte mult. Copilul. Știi că e un podcast despre care mai vorbeam, The Happiness Lab. Da. Se numește, făcut de Dr. Lori Santos. Așa, care la ea la universitate, la un dat a propus un curs despre fericire. Mm-hmm. Ea s-a așteptat să vină vreo 30 de studenți, au venit mai mulți. Normal, toată lumea în căutarea fericirii. Din ce în ce mai mulți. A fost unul dintre cele mai de succes cursuri acolo. Îmi imaginez. Le-a pus și pe net, după aceea sute de mii, dacă nu milioane de vizualizări. Și ce mi-a plăcut era faptul că ea le dădea studenților. A zis că ea n-a putut să măsoare științific dacă acest curs de fericire al ei i-a făcut mai fericiți pe studenți. Dar faptul că veneau din ce în ce mai mulți și că a avut succesul ăsta imens, e și asta o dovadă că cursul ăsta i-a schimbat într-un fel. Și ea le dădea teme de casă la cursul ăsta de fericire. Și tema de casă era 10 minute de meditație, se scrie 5 lucruri pentru care sunt recunoscători și să fac o faptă bună. Și cum ar fi să ne dăm la final fiecare dintre noi și celor care ascultă, care se uită, să ne dăm tema asta de carte? Da, eu în cursuri și în sesiuni dau foarte multe teme de casă, pentru că oamenii atunci au timp, sau mă rog, ar trebui să-și facă timp să se întrebe și să vadă ce e în interior. Pentru că oamenii, cum spuneam la început, nu știu. Nu știu ce îi face fericiți, nu știu care sunt lucrurile care le dau energie. Și cred că una dintre întrebări ar fi ce-ți dă energie, care e activitatea care îți dă energie și care e activitatea care îți ia energia. Pentru că facem multe lucruri pentru că trebuie sau pentru că ne aduc către ce credem noi că ne aduce fericire, dar ne scurge de fericire, de energie. Și atunci cred că ar fi important să vedem care sunt lucrurile pe care le facem și ne dau energie și lucrurile care ne iau energia.
Nu știu, sunt multe întrebări pe care poți să ți le pui. Adică o să fac o listă, cum spuneam, și o să ți le dau, să le scrie în podcast. Dar cât de, uite, astea sunt două lumânări pe care le-a adus Andreea, pe care am promis că le-a prins și nu le-am aprins, că mi-a căzut bricheta de... Puteți să mă ajutați cu... Ți-am adus o lumânare cu gratitude pentru ceea ce faci, recunoștință pentru lucrurile frumoase pe care le faci. Mulțumesc. Și asta este confidence pentru momentele în care sunt convinsă că pe care le ai și tu, ca noi toți, în care ne gândim că poate... Extra... Exact, ai nevoie de un extra... Paul, sunt organice, să știi că nu dăunează deloc. S-a prins și pe asta. Și acum se stinge lumina. Și tot... Să urăm la mulți. Mi se pare că tot Lori Santos vorbea despre cât de importantă este... recunoștința în ceea ce înseamnă fericirea noastră. Eu ce aș recomanda așa în încheierea conversației noastre sunt două lucruri. Unul e, apropo de jurnal din ăsta, de gratitudine, eu aș propune și părinților să facă două experimente copii. Unul e să, în loc să-i întrebe ce ai făcut la școală sau așa, să-i întrebe ce ai aflat despre tine azi. Care e o întrebare foarte deschisă. Ce ai aflat despre tine azi? Ce ai aflat nou despre tine azi? 1. Pentru mușchiul ăsta de cunoaștere de sine, care e la baza transformării personale, conștientizarea, și 2. Un lucru pentru care ești recunoscător azi. Pentru că, la obiceiuri, repetiția bate intensitate. Adică să mă gândesc, să-mi antrenez mintea, bă, găsește un singur lucru. Într-o țară în care ne e ușor să vedem numai ce merge prost, că e foarte prezent în discursul nostru public, aia nu merge, aia nu se poate, așa. Dacă ți antrenezi mintea în fiecare zi să caute un lucru nou și să-l scrii cu ce a mers bine în viața ta, păi imaginați-vă cum arată jurnalul ăla după 365 de zile, dacă ai reușit să faci asta în fiecare zi. Ai 365 de motive pentru care anul ăsta a fost și bun. Poate n-a fost doar bun, dar a fost și bun. Dar măcar atenția ta nu se duce către ce n-a mers, pentru că efectiv asta e această, poți să ai o zi foarte bună și în drum spre casă să ai o întâmplare nefericită, te enervează cineva marcheze... în trafic și când ajungi acasă zici, a, ce zi îngrozitoare am avut, exact. Pentru că acel incident a anulat toate lucrurile bune din ziua respectivă. Negativul cântărind oricum de 3 ori mai greu decât pozitivul, nu de 5? În ecuația noastră, în relații de cuplu, de 5, zic românii, în relații de cuplu cântărește mai greu că au miza mai mare. Doar 5 acolo. Dar astea ar fi, Mihai, cred că dacă am întrebat, băi, ce ai aflat azi despre tine? Zi-mi un lucru nou pe care l-ai descoperit azi despre tine și între parteneri de viață. Eu m-aș bucura, mama, tata, dacă vă uitați la acest podcast, și sigur vă uitați, în loc să vorbiți seara despre ce a mers prost, întrebați-vă asta. Ce ai aflat azi, Liviu, despre tine? Ce ai aflat, Roxana, azi despre tine? Și zi-mi un lucru pentru care ești recunoscut. Atât. Ce fain. Vă mulțumesc tare, tare mult. Cred că și, nu știu, că am vorbit și despre empatie, despre compasiune, despre grija față de ceilalți, dar cred că le-aș pune pe toate și cred că face parte din fericire. Pur și simplu să fii bun. Tu o să spui că e un clișeu, că nu există bine, rău și că e greu să le pui niște granițe, dar până la urmă chestia asta, compasiunea și inclusiv compasiunea față de tine. În primul rând, pentru că nu poți să ai compasiune față de altcineva, exact, dacă nu ai față de tine. Și să-ți aduci aminte, să fii conștient de treaba asta, mi se pare că asta e cea mai bună dovadă a calității tale umane. Adică asta ține legătura dintre tine și umanitate. Și e de altfel și măsurat că energia asta de tip iubire, compasiune sau iubire, are cea mai puternică rezonanță când e măsurată energia corporală, căldură, efectiv câtă energie degași. Sunt niște hărți din astea cu cum se vede efectiv fiecare emoție în corp. Iubirea, care e vecină cu compasiunea de care vorbești, pe măsuratele, e cea mai puternică forță din organismul nostru. Și, uite, știi, și când te uiți la filme gen Star Wars cu The Dark Side and The Light, astea sunt ambele în noi, dar e o alegere conștientă să stai mai mult conectat la una decât la alta. Și partea mișto, că, uite, eu mereu am avut sentimentul ăsta când vedeam filmele astea cu Jedi, cu supereroi, cu nu știu ce, parcă ei erau mai puternici. Aveam sentimentul ăsta, că parcă Darth Vader era mai scary așa decât Luke. Da, da. Și mi-a luat mult timp să înțeleg că, și m-a ajutat aici neuroștiința, să înțeleg că puterea nu e dată doar de ce poți să exteriorizezi, știi, în termen de forță, de furie, de, cum ziceai, știi, cu furtuna de care vorbeai.
e și despre cât poți să duci fără să pici. Și iubirea e o emoție care le face pe ambele, cumva. Îți dă și resurse, compasiunea, gratitudinea asta, să te bucuri de omul de lângă tine, să vezi și ce blândețea, care vine și cu blândețe. Exact. Și cu răbdare. Și tocmai asta, mi se pare că e next level față de forță brută, față de agresivitate. Agresivitatea e impresionantă. E impunătoare, dar e combustibil scurt. Next level e să fiu atât de puternic încât să pot să am agresivitatea aia accesibilă dacă e nevoie, dar să aleg să mă port altfel. De asta e nevoie de mult mai multă energie și abilitate să faci asta. Era și vorba aia că dacă vrei să vezi caracterul unui om, dă-i putere. Da. Cred că despre asta e vorba și poate cumva dacă am apreciat mai mult bunătatea de care vorbești și compasiunea, care sunt inclusiv și în religia noastră, și în creștinism, și în budism, ne încurajează asta și altele, eu cred că lumea ar arăta altfel. Dacă am avea mai multe filme sau mai multe persoane care ies în public și vorbesc despre importanța lucrurilor ăstuia și îl practică zilnic, decât despre ce am vorbit la început, ce mașină, ce geantă, ce casă, ce nu știu ce. Cred că asta e calea către o lume mai bună. Și văzusem un TED Talk în care vorbea, cred că Dalai Lama, în care vorbea despre faptul că nu mai avem compasiune față de ceilalți oameni pentru că nu mai avem timp. Suntem atât de grăbiți să ajungem la ținta pe care noi ne-am creat-o, încât dacă cineva în drumul nostru are o nevoie, noi nici putem să-l vedem, pentru că suntem mult prea grăbiți, nu vedem decât în față. Nu mai avem disponibilitate pentru nimic din jurul nostru. Burnout emoțional. Exact. Plus că mi-aduc aminte, înainte, dacă aveam nevoie de ceva, veneau 7 oameni. Acum, acei 7 oameni, nu știu, să mă mut, să... Au și la rândul lor tot felul de probleme. Nu mai e... Au alte responsabilități și altă disponibilitate. Și cred că aici e alegerea. Aici e alegerea. Să spun, bă, îmi văd încă o oră de treaba mea sau o oră pe zi ofer unui prieten timp. Care are nevoie de mine. E o alegere conștientă, nu e automatism. Poate în timp, eu asta sper, să devină automatism. Când ai de ales să ai grijă doar de tine sau și de altcineva, e metafora aia superbă, știți, cu masa unde erau ăia flămânzi cu castroanele, dar aveau numai linguri mai mari decât puteau să ducă la gură. E o metaforă celebră asta în care era o cameră, era iadul în esență, în care erau unii super flămânzi și slăbiți de lipsă de hrană, cu niște castroane mari în față și în loc de mâini aveau niște linguri lungi sau așa ceva, dar nu puteai să iei din castronul tău și să-ți bagi în gură. Și asta era poza cu iadul. Lângă era o altă cameră în care erau exact aceleași personaje cu exact același lucru, doar că ăștia se hrăneau între ei. Cred că e cea mai frumoasă metaforă posibilă despre fericire. Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc Andreea, mulțumesc Paul. O să ne mai vedem, o să mai vorbim. Cred că o să mai avem nevoie de oxitocina asta și de serotonina asta, nu doar de dopamină în viețile noastre. Vă mulțumesc vouă pentru faptul că sunteți printre primii 100 de mii. Ăsta a fost episodul cadou și cred că ne-am împărțit bine așa. Paul, creierul, Andreea... Corpul. Corpul, dar în sensul de cunoașterea corpului. Da. Și eu cu sufletul în fiecare episod de aici. Vă mulțumesc tare, tare mult. Fiți nu neapărat fericiți, fiți conștient fericiți. Sper să fi învățat niște lucruri. Ați văzut că fericirea e posibilă, e multă știință, e multă cunoaștere de sine și asta e singura șansă să vă întoarceți fericiți, într-o lume nefericită pe care, ușor, ușor, om cu om, să o facem mai happy. Ne vedem săptămâna viitoare la Fain și Simplu.